înțeles. Sunt imagini doamnelor și domnilor filmate, iată din elicopter cu coada de mașini Înspre litoralul Mării Negre, în această dimineață, o coadă de mașini care se întinde pe kilometri, din ceea ce reușesc să-mi dau seama. Oricum, în jurul orei 7 în această dimineață, au apărut problemele și aceste accidente în lans Mai apoi, traficul s-a blocat cu totul pe autostrada Soarelui, ca în urmă cu aproximativ 15 minute să fie reluată din nou circulația. Este uh, informația bună în urma a ceea ce s-a întâmplat acolo și, totodată, faptul că nu vorbim despre nicio persoană care să-și fi pierdut viața în aceste accidente în lanț. E drept că uh, vorbim despre 17 persoane uh, rănite, dar spuneau cei de la serviciul de ambulanță că sunt conștiente și stabile, iar cele care au ajuns la spital au ajuns pentru mai multe investigații. Urmărim ce se întâmplă cu acest subiect, mergem mai departe.